Povestea unui bărbat care și-a transformat garsoniera într-un depozit de gunoaie a fost prezentată într-o știre anterioară de Roman TV. La 2 săptămâni de la relatarea cazului, nicio autoritate nu a luat măsuri în vreun sens. Disperați, vecinii acestuia au trimis adresa la Direcția de Sănătate Publică și au înaintat noi plângeri către Asociația de Proprietari. S-a apelat în toate direcțiile, s-a anunțat toată lumea, ei își aruncă vina ba pe unul, ba pe altul, că nu-i de competența lor și diferite motive, nimeni nu vrea să facă nimic. Se agravează situația pe zi ce trece, adică dacă data trecută am reușit cât de cât și am mers pe palier, acum nici nu se mai poate intra pe palier, atât de groaznic miroase și camera nu poate capta acest lucru. Așa este, este un miros îngrozitor. Îngrozitor, deci scara blocului e teroare, nu se poate. Da, mai venit domnul acasă? Da, vine în fiecare noapte, am înțeles. Nu l-am văzut personal, dar ci că vine în fiecare noapte și doar doarme. Ați transmis și către Direcția de Sănătate Publică adresă? Da, spre DPS am trimis-o. Și ați primit vreun răspuns? Nimic, niciun. Nici până acum, da? Nici până acum. Nu știu ce se mai poate face în situația asta. Din câte am înțeles, să-l dau în judecată eu. Dar normal trebuie autoritățile să-l dăi în judecată. Să-l dați în judecată, să ce? Să-l dau în judecată, că nu-și îngrijește casa și să vină un verdict de la judecător. Să-l evacueze sau ceva de gen. Din ce am înțeles. Cazul este și mai alarmant având în vedere că suntem în plină perioadă de răspândire a coronavirusului. Oamenii deci se tem și mai mult de focarul de infecție dezvoltat în locuința vecinului. Redacția Roman TV a luat legătura cu angajații Direcției de Sănătate Publică, dar și cu cei ai primăriei Roman. Fiecare a precizat că sarcina luării vreunei măsuri în acest caz îi revine celeilalte instituții, deci și-au pasat responsabilitatea. E focar de infecție acolo. Și de ce nu intervine nimeni? Are rude, familie? Nu, are o soră, o fost aici, au văzut. Și vecinii de aici au zis președintele, domnule, ce facem? O evacuăm de aici, o dăm în judecată și vândim garsoniera. Nu păi și unde să meargă dacă... Păi nu știu ce se face, doamne. Da. Dar nu știu ce se întâmplă cu el, doamne, toată lumea zice, băi, de ce nu cer un ajutor? Înțelegi? Hai, mai ajutăm noi vecini, ca să puteai saci, măcar să deschide geamul, că nu poți să stai nici pe palier. Păi de la etajul nu vine la noi, aici atât, miros. Păi dacă v-ați apropiat de ușa lui, că de jos din picioare. Și reprezentanții Asociației de Proprietari ridică din umeri. Ei au precizat că au transmis o solicitare către firma de salubritate Rosal, că în primă fază răspunsul de a curăța contra cost locuința bărbatului a fost unul afirmativ, dar că lucrătorii Rosal au fugit atunci când au sosit la fața locului și au constatat gravitatea situației. Reprezentantul asociației ne-a spus că în garsonier ar fi depozitate circa 4 tone de deșeuri. Scrie că se prezintă și că vrea să măsura de la proprietar, am avut să măsura la proprietar pe hârtia lor. Și să scrie aici că se prezintă. Că se prezintă, da, e asta. Și ei să-mi scrie mie aici, adică că nu vor. Deci nu vrea Rosalul să vină. Nu, eu am fost la Rosal. Am lăsat asta, ei mi răspunde că sunt de acord. Când au venit la fața locului și-au văzut dezastru ce e acolo și-au băgat capul și-au văzut că nu era surât, nu au refuzat. Nu o spui, eu nu bag oameni aici. Noi le-am spus, domnul director, că ne faceți un deviz de lucrare, cât e tona de gunoi, că acolo sunt 3 tone, 4 poate sunt acolo. Și cât costă, noi vă plătim banii pe loc. Bărbatul, spun cunoscuții, este un fost intelectual care în prezent ar avea nevoie de ajutor de specialitate. S-o pierd dumințele, cum s-a spune, ca să nu zic altfel, să mă exprim altfel. Domnul nu e un oarecare, o lucrea la... Are facultate făcută, deci nu e un boschetar din ăsta oarecare. E ușor să zic că, dar de ce nu l-ați dat în judecată? Mă, frate, el n-are apă, n-are gaz, n-are lumină, n-are nimic. E bai de capul lui sărac, că mai dau și afară de acolo. Mai ales cu boala asta, acum ar trebui să se facă ceva, totuși. Nu e în regulă chestiile astea și toată lumea evită să facă ceva. Firma de salubritate nu vrea nici plătită să intervină pentru a igieniza garsoniera omului. Astăzi, la insistențele reporterilor Roman TV, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică ne-au transmis că o echipă a instituției a fost la locuința bărbatului și că problema se va rezolva în circa o săptămână. Au mai menționat faptul că situația necesită o mai mare implicare din partea mai multor autorități competente pentru ca problema să fie soluționată, dar și că rezolvarea ei necesită ceva timp din cauza birocrației.